Ines Țâpin și-a început activitatea expozițională în 1968. După un debut promițător, lucrările ei au început a fi respinse de comisiile de specialitate pe motiv că erau realizate în spiritul mișcării avangardiste europene. Ines Țâpin oarecum nu a fost acceptată imediat ce a apărut pe Simeza, dar începând cu anii 90 a fost foarte deschis primit în mediul artistic. Este o artistă formată în școala lui Grecu, după care ea își găsește un traseu identitar foarte bine articulat, cu o artistă extrem de rafinată și una dintre marii coloriști. Muzeul deține doar 15 lucrări ale Inesei Țâpin. Altele 19 din expoziție sunt din colecții private. În mare parte sunt lucrări dăruite de artistă unor oameni dragi și acești prieteni ai artistei au fost foarte deschiși să susțină acest gând al nostru de a organiza o expoziție comemorativă. Printre norocoșii care dețin picturi dăruite de Inesa Țâpin este și scriitoarea Ala Corchina. Мы работали вместе на телевидении. Am lucrat împreună la televiziunea națională, eu regizor și ea pictor-scenograf. Ne-am împrietenit pentru că ambele eram firi creative. Într-o zi a decis să-mi picteze portretul, care nu este o copie exactă. Pe ea o interesa firea omului, caracterul. A fost una dintre pictorițele foarte profunde, interesante, mereu în căutare. A fost femeie frumoasă, veselă, lucra mult, a fost sub influența picturii franceze, deci Henri Matisse și impresioniștii. A fost foarte tandru la culori, la tonalitate. Păcat că nu e în viață. O artistă care nu prea s-a conformat regimului de atunci. Ea s-a axat mai mult pe peisaj, portrete, naturi statice. A creat mai multe peisaje din orașul Chișinău, fiindcă ea singură născută în orașul Chișinău, iubea foarte mult acest oraș. În ultimii ani de viață, Inesa Țâpin s-a confruntat cu probleme și situații dureroase, inclusiv financiare. Când era în viață Inesa Țâpin, chiar avea cumpărători și propuneri de la diferite muzee din străinătate, și ea nu ceda, ea îmi spunea, eu tare îmi doresc ca aceste lucrări să rămână în țară. Inesa Țâpin a plecat din viață în februarie 2013. Au rămas picturile în care regretata artistă a investit pasiunea pentru artă, experiență, trăirile profunde. Acestea pot fi văzute la Muzeul Național de Artă al Moldovei până în data de 9 ianuarie.